Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu cartea. De data aceasta am găsit în carte un bun sfătuitor al modalității în care ar trebui să învățăm. Cred că tinerii care frecventează încă o școală ar trebui să parcurgă în mod aproape obligatoriu această lucrare. Ea se intitulează chiar Învață cum să înveți repede. Da, știu că poate multora dintre dumneavoastră deja li se pare foarte atractiv titlul și deja ar trebui să își formuleze în minte măcar anumite supoziții pe care le-ar putea verifica sau nu cu această lucrare. Autorul, Cristian Drapo, ne propune modalități de a învăța eficient care evident au la bază o cunoaștere de sine. Adesea încercăm diverse tehnici de a învăța, de a memora, de a surprinde, eu știu, esențialul din jur. În schimb, uităm că, poate, nu ni se potrivesc nouă înșine. De ce? Pentru că primul lucru de la care ar trebui să plecăm ar fi cunoaștere de sine. Ar trebui întâi să vedem ce stil de învățare ne este mai apropiat, ne este mai la îndemână nouă. Cred că foarte mulți dintre noi, și eu mă număr aici, nu vreau să consider că sunt o excepție nici pe departe, așa cum spuneam, mulți dintre noi nu suntem încă destul de conștienți de modalitatea noastră proprie de a învăța. Nu ne este la îndemână, nu am verificat-o, dacă vreți. Nu sunt neapărat adepta testelor de învățare, deși pot fi și acestea o modalitate extrem de eficientă, pentru că ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine. Dar dacă, să spunem, testele sunt prea riguroase, psihologia, da, este greu de prins, psihologia unui individ, într-un test, două sau trei, atunci am putea prin exerciții. Ei, ori vreau să vă spun că lucrarea pe care o am în mână are nenumărate exerciții, nenumărate modalități, exemple concrete, dacă vreți, prin care să ne depistăm stilul propriu de învățare. Aceasta ne-ar ajuta foarte mult, pentru că dacă suntem, de pildă, preponderent auditivi, ar trebui să abordăm anumite modalități, anumite procedee, etape, atunci când încercăm să învățăm, să memorăm, să înțelegem, să reținem, cum vreți, pentru că termenul acesta, a învăța, presupune de fapt multe dintre lucrurile pe care noi le întreprindem și care nu se rezumă doar la a memora un text și a-l reproduce eventual mașinal. Așadar, de pildă, ar trebui să înțelegem conceptul acesta de învățare rapidă, spune autorul, și sub această sintagmă el desemnează orice atitudine, tehnică sau metodă care ne permite facilitarea învățării, dobândirea de cunoștințe mult mai ușor decât în mod curent. Omul, de pildă, spune autorul, are o anumită structură fiziologică, psihologică, psihică, neurologică proprie. Din păcate, cei care încearcă să ne ajute să învățăm, unii dintre ei, dacă nu, începând cu părinții, dacă vreți, rare ori reușesc să țină cont de lucrul acesta. Și rare ori încearcă să-și adapteze metodele în funcție de, eu știu, construcția fiecărui individ. Pe laturile de care vorbeam, neurologic, fiziologic, psihic. Și atunci, uniformizând, dacă vreți, modalitatea de învățare, la unii va avea rezultate mai eficiente, la alții mai puțin eficiente. Dacă tot vorbim de chestiunea aceasta dezvoltării personale, dacă tot vorbim de și, eu știu, epoca noastră uzează des de aceste concepte, haideți să încercăm, așa cum spuneam și cu alte ocazii, haideți să încercăm să ni le lămurim nouă înșine și, de ce nu, să încercăm să le punem în practică. Și toate acestea ne duc cu gândul la aceeași idee, și anume la cea a cunoașterii de sine.
Dacă noi ne-am învățat limitele, dacă noi ne-am cunoscut limitele, dacă ne-am înțeles pe noi în fond, da, va fi mult mai ușor să încercăm să găsim o modalitate proprie de învățare. De ce nu să ne selectăm conținuturile? Poate ne-am ales un domeniu care nu ne este deloc familiar și totuși insistăm să învățăm, să parcurgem acel domeniu din diverse motive. Din păcate, cel mai frecvent motiv astăzi este cel al câștigului rapid. Poate fi o motivație. Ei, ori această motivație ar trebui, indiferent care ar fi ea, ar trebui să ne ajute să învățăm mai repede. Să ne transformăm, mai ales că această motivație este la îndemâna tuturor astăzi, să transformăm ceea ce ar fi, eu știu, o învățare dificilă într-una mai facilă. Dar trebuie să ținem cont de niște principii. Așa că sper că nu v-am plictisit foarte mult insistând asupra acestei cunoașteri de sine. Dar cu siguranță în întâlnirile noastre ulterioare și probabil și în cele pe care deja le-am avut, tangențial am mai atins acest subiect și îl voi mai atinge, pentru că mi se pare unul foarte important. Mi se pare că noi astăzi relaționăm, eu știu, ne întâlnim, vorbim, încercăm să comunicăm, fără însă a avea la bază o minimă cunoaștere de sine. Și atunci, ce pretenții putem emite față de interlocutor și, de ce nu, și față de noi înșine? De asemenea, este foarte posibil ca atunci când noi încercăm să ne convingem pe noi că trebuie să învățăm un lucru, pur și simplu, structura noastră psihică să nu-l accepte sau pur și simplu să ne păcălim că ne place, dar acel lucru să ne fie total împotriva convingerilor, opțiunilor noastre. Dar pentru că este la modă, poftim să folosim o sintagmă nu tocmai pretențioasă, academică, sau pentru că trebuie, sau pentru că și acest trebuie să nu aibă în spate o motivație puternică, în această situație, învățarea va fi extrem de neplăcută. Vreau să vă spun că această lucrare, Învață cum să înveți repede, a lui Cristian Drapeau, ne ușurează lectura, dacă vreți, și învățarea, folosind și tot felul de desene asociate cu texte, cu teste, prin care noi să înțelegem ce înseamnă a învăța mai repede, prin care noi să reușim să acumulăm informații care ne sunt necesare într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Lectura în sine a cărții este una la îndemână, pentru că este foarte organizată. Autorul propune diverse, eu știu, modalități de abordare a acestei învățări, dar încearcă mai întâi să lămurească și conceptele. Spune de pildă că învățarea aceasta ar trebui să înceapă cu o verificare. Înainte de orice să facem o verificare a posturii noastre, a poziției, a, eu știu, modalității în care noi citim, a modalității în care ne fixăm privirea asupra unui lucru. Ba chiar încearcă să ne sugereze să facem și o verificare a, eu știu, mișcării ochilor, poate avem o problemă de vedere și atunci ar trebui remediată într-un fel sau altul. Sau poate trebuie să abordăm un text dintr-o anumită poziție, dintr-o anumită postură, dintr-o anumită situație. Și ca atare, această cunoaștere, așa, a noastră înșine, chiar din punct de vedere fizic, ne-ar ajuta să parcurgem mai ușor și, de ce nu, să scoatem esențialul pe care la rândul ne să-l reținem. Așadar, cu speranța că nu v-am plictisit foarte mult și mai ales cu speranța că am reușit să vă conving să, eu știu, parcurgeți o astfel de lucrare. Eu am găsit-o pe rafturile bibliotecii municipale, dar cu siguranță spațiul virtual acum ne poate fi la îndemână. Vă sugerez din tot sufletul să încercați să o consultați și, de ce nu,
cu aceeași speranță că nu v-am plictisit, să o recomandați și altora, poate chiar să o faceți cadou. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!